poarta castelului Iulia Hașdeu din Câmpina va avea loc un eveniment dedicat unuia dintre cei mai importanți oameni din spațiul cultural românesc. Se împlinesc 186 de ani de la nașterea lui Bogdan Petriceicu Hașdeu. Pe lângă programul artistic, un concert de pian și momente susținute de tineri și artiști de la atelierul actorului, organizatorii au pregătit și un moment inedit. Va fi prezentată o scanare 3D a castelului. Noi încercăm să facem un lucru, să îi oferim domnului Hașdeu, de ziua lui de naștere, forma digitalizată a castelului, să-i dăm o eternitate castelului pe care el l-a construit în 1896 la Câmpina. Noi astăzi, sau mă rog, pe 25 februarie, încercăm să-i oferim darul nostru într-o formă digitală, să-i dăm o nemurire acestui loc, acestui castel pe care el mi l-a dat, mi l-a lăsat la Câmpina. Bogdan Petriceicu Hașdeu a ridicat între anii 1894 și 1896 castelul Iulia Hașdeu, după planuri desenate de el însuși, inspirate de spiritul nemuritor al copilei sale. Acesta are trei turnuri de piatră, cel din mijloc fiind domul care adăpostește templul. Ușile laterale sunt prevăzute cu grilaje simbolizând soarele.